la Centrul de Instruire, Simulare și Evaluare al Forțelor Navale, s-a desfășurat în perioada 13-24 octombrie exercițiul Tomis 14. Activitatea a fost condusă de Divizia 2 Infanterie Jetica, iar Brigada 9 Mecanizată Mărășești a fost unitatea antrenată. Am fost prezent la încheierea exercițiului, ocazie cu care am obținut informații de la cei implicați. Exercițiul are o, dacă vreți, ca o paralelă ceea ce prevede chiar politica NATO și ultimul summit a subliniat, dacă noi vorbim de forțe interconectate sau de pooling and sharing, capacitățile centrului nostru pot fi folosite zonal exact în domeniul instruirii de care avem nevoie de comandament prin simulare. Astfel, Brigada 9 execută prima dată un exercițiu de instruire prin simulare cu suportul centrului nostru și la care se adaugă și începem să dezvoltăm și pe acest plan colaborarea cu Centrul de Instruire a Forțelor, Centrul de Instruire pentru Lupta al Forțelor Terestre, CILFT, care și el este participant. Deci împreună două centre și-au unit forțele tocmai pentru a sprijini un exercițiu major al Brigăzii 9, cum am spus, condus de Divizia 2. Vreau să vă mărturisesc că sunt încântat de facilitățile pe care Centrul de Instruire prin Simulare al Forțelor Navale l-a pus la dispoziția Brigăzii pentru acest exercițiu. Putem astfel să realizăm multe beneficii în raport cu situația în care nu le-am fi avut. De asemenea, procesul de planificare, cât și procesul de simulare, sunt două elemente ale procesului de ducere a luptei care simulate ne pot valida sau invalida o opțiune de răspuns la o situație de criză sau nu. De data aceasta se pare că concepția pe care Brigada Nouă Mecanizată a adoptat-o pentru situația creată de eșalon superior a fost una validă și sistemul de simulare l-a confirmat ca fiind o opțiune care poate să conducă la succes. Având în vedere că parcursul exercițiului a fost și unitate jucată, dar a și avut rolul de a conduce operațiuni, ce a fost mai ușor și ce a fost mai greu? Nu pot să zic că este o parte mai ușoară și una mai grea. În general, solicitarea din perspectiva acestui tip de exercițiu este uniformă pe toată durata desfășurării lui. Pentru că și etapa de planificare este solicitantă și etapa de simulare de asemenea solicitantă, întrucât trebuie să fii foarte atent ca ceea ce ai planificat să se și întâmple în stațiile de simulare. Deci este un efort unitar, reparizat egal aproape pe întreaga durata exercițiului. Există într-adevăr o cooperare foarte bună între forțele terestre, forțele navale și forțele aeriene și nu întâmplător comandamentul diviziei a planificat în această zonă desfășurarea acestui exercițiu. De ce? Pentru că arealul Dobrogean oferă cele mai bune condiții pentru instruirea interarme, pentru că aici avem și litoralul cu marea, avem și zona lagunară și Dunărea, și canal și este o zonă delimitată foarte bine, foarte clar. Aparent o zonă mică, dar o zonă complexă din punct de vedere al terenului și din punct de vedere al asigurării interoperabilității între cele trei categorii de forțe. Dacă la asta adăugăm, cum este prevăzut în scenariu, și utilizarea altor forțe NATO, care, sigur, sunt implicate în desfășurarea operației în baza articolului 5, atunci, sigur, situația este extrem de complexă și noi am dorit să utilizăm facilitățile acestui centru de simulare pentru a rezolva toate aceste probleme de cooperare, de coordonare a unei game largi de forțe pe care le utilizăm în ducerea operației de apărare. Este un exercițiu complex, este pentru prima dată când îl desfășurăm în această formulă, este o formulă foarte bună. Continuarea exercițiilor va trebui să se desfășoare numai în această formulă. Nu putem desprinde acțiunile de luptă în ziua de astăzi fără cadru întrunit, cu participarea tuturor forțelor, indiferent că sunt terestre, maritime sau aeriene. Este un început. Urmăm ca să-l dezvoltăm în anii următori. În 2015 vom extinde astfel de exerciții, în mod deosebit în zona Dobrogei. Dacă ne puteți da câteva detalii despre cadrul larg al exercițiului și cum apreciați desfășurarea exercițiului în sine. Exercițiul s-a desfășurat foarte bine, a fost planificat din timp, a parcurs toate etapele care sunt prevăzute în reglementări. Divizia
a fost implicată cu o structură numeroasă din comandament. Am avut obiective operaționale atât pentru comandamentul diviziei, cât și pentru comandamentul brigăzii și unităților și subunităților subordonate. De asemenea, multe obiective am avut în comun cu forțele aeriene și forțele navale. La acest moment apreciez că obiectivele au fost îndeplinite. Urmează ca în analiza post-acțiune să stabilim ce avem de făcut pentru viitor. Putem concluziona că participarea comună a categoriilor de forțele armate la acest exercițiu este una benefică pentru o bună interoperabilitate și antrenarea militarilor în comun.